Bună seara, stimați telespectatori! De mult n-am mai avut plăcerea să l-am invitat pe domnul colonel Flavius Hitchcock, inspectorul șef al ISU Vrancea. Bună seara, domnule comandant, domnule inspector șef! Mulțumesc, bună seara! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur că am reluat această colaborare, având în vedere multitudinea de misiuni și activități pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență le desfășoară pe raza județului Vrancea. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Cu tot dragul am promis telespectatorilor că măcar o dată pe lună o să fim prezenți aici la ISU Vrancea, că sunt multe lucruri de vorbit. Domnule colonel, pentru că n-am mai stat de vorbă de mult, aș vrea să ne povestiți un pic despre perioada când ne-ați părăsit. Ați plecat în Vrancea, ați plecat la București. Ce s-a întâmplat atunci? De ce ați plecat? Da, încă din 1997, de la absolvirea Facultății de Pompieri, lucrez în cadrul grupului de pompieri al județului Vrancea inițial, apoi din 2005, de la unificarea cu Inspectoratul de Protecție Civilă al județului Vrancea, a luat ființă Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vrancea. Deci când a fost Vrancea? Asta? Când a, în ce an? 15 decembrie 2004, efectiv, atunci. Dar practic cu ianuarie 2005 s-a făcut această unificare fizică. Deci de peste 19 ani jumătate lucram în Vrancea, iar la începutul anului 2016, având în vedere necesitatea asigurării conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență de alu Spirii București, Ilfov, de către cadre cu experiență din țară, Inspectoratul General mi-a propus detașarea pe o perioadă limitată și preluarea comenzii acestei unități. Cu greu am acceptat această provocare. De ce cu greu? Pentru că, normal, având în vedere că aici am crescut, aici am învățat alături de colegi această meserie, ca orice om te legi de locurile în care trăiești o perioadă îndelungată de timp, cu familie, cu prieteni, și nu este ușor să iei o decizie să te muți în altă zonă, mai ales având în vedere și faptul că era o perioadă determinată de timp și familia a rămas în Focșani. Până la urmă, discutând cu conducerea Inspectoratului General, am acceptat provocarea respectivă. A fost o perioadă cu reale provocări, o perioadă cu lucruri frumoase, o perioadă cu lucruri grele, dar împreună cu efortul conjugat al colegilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, am reușit să facem față provocărilor. Dar de ce credeți că pe dumneavoastră v-au solicitat pentru această funcție? V-ați pus problema? De ce oare pe mine e și nu pe altul? E greu de explicat decizia unor șefi. Nu, în discuție au fost mai multe persoane, practic a fost o analiză, să spunem, cu mai mulți colegi din țară. În urma acestei analize, având în vedere și problemele fiecăruia pe care le-a prezentat inspectorului general, s-a luat decizia pe care, repet, am acceptat-o ca militar și noi militari în general. Nu, dacă e ordin cu plăcere, nu refuzăm, da, și nu putem spune nu. S-a luat decizia să fiu eu împuternicit pe această funcție de inspector șef la ISU București-Ilfov. Inspectoratul sau ISU Vrancea avusese, se remarcase prin ceva anume în perioada aia? Toate inspectoratele pentru situații de urgență, pot spune fără lipsă de modestie, se remarcă zilnic prin misiunile pe care le îndeplinim. Din nefericire, misiunile sunt din ce în ce mai multe ca număr și din ce în ce mai dificile, având în vedere dezvoltarea societății, având în vedere necesarul de a asigura într-un timp cât mai scurt o intervenție cât mai profesionistă privind salvarea vieții și protejarea bunurilor. ISU Vrancea, în mod deosebit, da, s-a remarcat pe o perioadă destul de lungă de timp, având în vedere gestionarea situațiilor de urgență care au avut loc la nivelul județului Vrancea.
pe lângă câteva incendii care au fost, să spunem, de o anumită proporție și incendiile la Soveja și incendiile de la Gugești sau de mansardă sau acoperișuri de blocuri, să nu uităm inundațiile din Inundații, da. 2005, 2007, 2008, care s-au cam ținut lanț câțiva ani la rând, să nu uităm de intervențiile în perioada de iarnă, începând cu anul 2012, 2013, 2014, perioade pe care am încercat împreună cu colegii din cadrul inspectoratului și cu colegii din alte instituții la nivelul județului, colegi din Ministerul Afacerilor Interne sau colegi de la serviciile de ambulanță, de la utilități, am încercat să le gestionăm bine și fără a avea victime omenești. Mi-aduc aminte de un lucru foarte frumos, de niște colegi ai dumneavoastră, pompieri, care am fost solicitate, chemate la telefon pe Ștefan cel Mare, o pisicuță să urcase într-un pom, în vârful pomului și nu mai cobora. Și stăpâna a chemat pompierii care au venit și au dat pisica jos din pomi, în aplauzele tuturor. Dar aveți și situații cumplite. Știu că acum 2 zile a fost o nenorocire în Focșani cu băiatul care a murit și cu celălalt care s-a ars pe mâini foarte tare și am înțeles că pompierii au venit, deci cei de la ISU au venit să îl dea jos pe cel de pe tren și deci sunt situații dramatice pe care le întâmpina, situații foarte grele. De-aia, stimați telespectatori, trebuie să fim și noi mai concesivi și mai atenți cu aruncatul vorbelor așa la întâmplare, pentru că sunt oameni care chiar sunt puși în situații îngrozitoare pe care noi nu știu dacă le-am putea trece cu ușurință, nu? Da, depinde la cine vă referiți În prin general, la cuvântul noi. toate, da, noi, mă refer la eu, cel care mă filmează, nu, sau cei care ne privesc, nu avem studii de specialitate, că presupun că dumneavoastră ați făcut școală pentru așa ceva și colegii Da, cu dumneavoastră. siguranță. Însă și deviza pompierilor din România, curaj și devotament, cred că reprezintă principalele calități pe care trebuie să le îndeplinească un om pentru a putea lucra și pentru a putea rezista într-un asemenea sistem. Nu suntem singurii, sunt și alte meserii care sunt supuse riscurilor și care salvează vieți, care protejează bunurile și mediul înconjurător. Dar cred eu că suntem principala armă în domeniul salvării vieților persoanelor surprinse sau persoanelor care sunt la un moment dat, eu știu, victime ale unor accidente. Și mai mult de atât, această paletă de misiuni pe care ISU le îndeplinește în ultima perioadă de timp este din ce în ce mai largă. Ulterior, anului 2005, când prin unificarea pompierilor cu protecția civilă au fost acoperite majoritatea tipurilor de risc la care sunt expuse persoanele și obiectivele din județul Vrancea, începând cu anul 2010, a luat ființă și funcționează în cadrul inspectoratului și SMURD-ul, ambulanțele SMURD, împreună cu care încercăm să asigurăm la un nivel cât mai mare acest grad de intervenție la nivelul județului Vrancea și, bineînțeles, aici să nu uităm colaborarea strânsă pe care o avem cu serviciul de ambulanță UPU județean și cu UPU, și cu da. UPU, SMURD, Focșani, care asigură coordonarea medicală a acestui serviciu SMURD la nivelul județului. Dar spuneți-mi, vă rog, pentru că ați adus vorba despre SMURD, era una din întrebările pe care vreau să vi le adresez. Aveți suficiente mașini SMURD? Că știu că e o problemă cu... Nu sunt ambulanțe suficiente, nu sunt... Așa este? Așa mi s-a La spus? nivelul județului, noi avem 4 ambulanțe SMURD tip B2, adică încadrate fiecare cu câte 3 paramedici, dar serviciul SMURD funcționează în complementaritate cu serviciul de ambulanță județean, astfel încât împreună să acoperim necesarul la nivelul județului Vrancea. Numărul de ambulanțe, într-adevăr, ar putea să fie mai mare și la noi și la serviciul de ambulanță județean, dar creșterea numărului de ambulanțe clar că implică și o creștere a numărului de personal. Deocamdată, repet, împreună cu serviciul de ambulanță, reușim să facem față provocărilor, solicitărilor. De asemenea, în dotarea inspectoratului
Din 2013 a intrat și o autospecială de transport personal și victime multiple în cazul unor accidente colective. Această autospecială poate asigura transportul până la 4 pacienți răniți grav sau, dacă este cazul unor răniți ușori, se poate transporta un număr de 10 pacienți. De asemenea, acest serviciu SMURD e clar că urmează să fie dezvoltat și la nivelul județului Vrancea, dar aici există o colaborare strânsă cu UPU SMURD Focșani, în sensul în care, la nivelul UPU, dacă ar fi mai mult personal medical, s-ar putea încadra mai multe ambulanțe chiar de terapie intensivă, adică ambulanțe tip C. Mai mult personal la UPU, mai multe cadre medicale peste tot, că unde te duci, la orice spital, primul lucru pe care ți-l pune pe tavă cel cu care vorbești este faptul că nu sunt suficiente cadre medicale, medici mai ales, deși ar trebui să fie, pentru că lefurile medicilor au crescut foarte bine și asta ne bucură și ar trebui să rămână mai mulți în țară. Văd că încă se mai pleacă dincolo, cum să spune, eu zic între ghilimele dincolo. Da, dar asta nu e problema nici a mea, nici a dumneavoastră acum. Domnule colonel, domnule inspector șef, când am intrat în curte aici la dumneavoastră, la pompieri, cum spune lumea, deci la pompieri, am văzut un cort, chiar am glumit cu domnul care m-a condus, am ce faceți? Ați închiriat pentru nunți? Faceți o sală de nunți? Că e un cort frumos, portocaliu. Am glumit, bineînțeles, ce se întâmplă aici, de fapt? Da, ce ați văzut dumneavoastră este parte din dotarea primită în cursul săptămânii anterioare. Este vorba de o tabără mobilă pentru sinistrați sau pentru persoane evacuate. La nivelul județului Vrancea, tabăra respectivă este tip container. Sunt trei module containerizate, care sau la nivelul județului, asigurându-se un număr total de 200 de locuri pentru a asigura cazarea persoanelor sinistrate sau evacuate în situații de urgență. Acel cort nu este singurul, repet, sunt trei corturi cu o capacitate sau cu o suprafață de 80 de metri pătrați și încă 9 corturi cu o suprafață mai mică, astfel încât se pot monta și amplasa destul de rapid într-o zonă predefinită sau aleasă, în funcție de locația care urmează să fie evacuată, și cu paturi pliante, cu saci de dormit, astfel încât să se poată asigura un minim necesar pe o perioadă limitată de timp pentru a asigura aceste spații de adăpostire pentru persoane evacuate sau sinistrate. Dar, vă rog, Pe lângă dotarea aceasta, în ultimii ani, inspectoratul a fost dotat cu mult mai multe autospeciale specifice de intervenție în diferite situații de urgență, cu anumite tipuri de accesorii, de utilaje, care ne ajută să intervenim într-un mod cât mai profesionist. Inițial, începând în 2007-2008, la nivelul județului Vrancea, dotarea a fost făcută printr-un program operațional regional, în care consiliile județene din regiunea de sud-est au format această asociație de dezvoltare. Inspectoratul a primit la vremea aceea în dotare autospeciale de stins incendii, autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD. Ulterior, prin programul operațional pentru infrastructură mare, derulat la nivelul Inspectoratului General pentru situații de urgență, adică la nivel național. De asemenea, inspectoratul a primit în dotare alte tipuri de autospeciale de stingere a incendiilor de capacitate mare, de asemenea o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, acea autoscară mecanică pe care ați văzut-o și la intervențiile din ultima perioadă de timp, autospecială pentru intervenția scafandrilor, tot felul de accesorii și utilaje pentru salvări din diferite medii, ostile vieții, de De asemenea, exemplu. de exemplu, tot felul de accesorii pentru salvarea persoanelor căzute în puțuri sau în spații înguste sau pentru salvarea persoanelor de la înălțimi. Între timp am pregătit și personal ca alpinist urban, în sensul în care au echipamentele necesare și pregătirea necesară pentru a interveni
pe fațadele clădirilor sau de pe acoperiș către etajele inferioare sau chiar a salvat persoane în astfel de situații. Chiar ieri am avut un exercițiu în cazul producerii unui cutremur la Liceul Edmond Nicolau și Liceul Sportiv din municipiul Focșani și am desfășurat, printre multe alte tipuri de activități, și această salvare de la înălțimi cu ajutorul alpiniștilor pe care îi avem încadrați la nivelul unității. De asemenea, urmează și în perioada următoare să primim tehnică și accesorii specifice de intervenție. Să nu uităm că în ultimii 2 ani, la nivelul inspectoratului, s-a introdus un nou concept privind intervenția în astfel de situații și dotarea unităților, în sensul în care tot pe acest concept containerizat există echipamente specifice pe anumite tipuri de risc. Un exemplu, un container care se încarcă automat pe un autocamion cu braț macara, în care se găsesc, de exemplu, accesorii specifice intervenții la incendii de pădure. Sau un alt tip de container în care se găsesc echipamente de protecție și aparate de respirat pentru personalul propriu, dacă este nevoie să-l deplasăm la locul unei intervenții de mare amploare și de durată mare. Sau intervenții, container multirisc, care conține accesorii și utilaje pentru descarcerare, pentru crearea accesului în spații înguste sau salvarea persoanelor aflate sub dărâmături. Containerul multirisc, prin denumire, se poate utiliza la mai multe tipuri de riscuri, dar în mod deosebit poate asigura o intervenție operativă în cazul producerii unui cutremur și, ca urmare a acestui aspect, să fie victime sau persoane surprinse sub elemente materiale de construcție. De asemenea, se intenționează să se extindă această dotare a containerilor care să aibă anumite echipamente specifice acestor tabere pentru sinistrați, pentru a crește capacitatea de adăpostire la nivelul județului și mult mai multe tipuri de accesorii. Toate aceste dotări pe care le-ați primit în ultimul timp sunt de la Uniunea Europeană? Da, tocmai vă spuneam că prin POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare, sunt atrase fonduri europene, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență fiind unitate eligibilă și, practic, prin Inspectoratul General se obțin aceste dotări cu fonduri europene. Dar spuneți-mi, corturile astea sau cortul pe care l-am văzut, aveți de gând să-l amplasați aici sau acum doar verificați care... Nu, astăzi l-am adus practic pentru a ne pregăti, a ne antrena, a fi cunoscut de cât mai multe persoane din cadrul unității, pentru că în prima fază, la recepție, la primire, am trimis un grup limitat de persoane, dar printr-o planificare pe care o avem la nivelul unității, tot personalul va fi instruit să cunoască dotarea și să știe să-l utilizeze. Da. Dar spuneți-mi, domnule inspector șef, aveți personal suficient aici sau încă mai duceți lipsă de... Marea provocare a unui comandant sau manager, știți, este să facă față tuturor solicitărilor cu ce are, adică personal și tehnică. Fără aceste două aspecte n-am putea să ne îndeplinim misiunea, indiferent cât de bine pregătiți am fi, dacă nu avem tehnica necesară, n-am putea să salvăm vieți și un număr cât mai mare de vieți. La fel și tehnică, dacă am avea și n-am avea un personal suficient sau bine pregătit, pentru că trebuie să cunoască în detaliu capabilitățile tehnicii și accesorilor din dotare, la fel. Deci este o strânsă corelare între aceste două, resursă umană, resursă materială. Și bineînțeles, nimeni nu poate să facă ceva de unul singur, nici măcar pompierul. Noi lucrăm în echipă și echipa trebuie să fie dimensionată corespunzător solicitării sau provocării. Echipajele de pompieri sunt de regulă de 4-5 membri un echipaj. Cei de pe ambulanță lucrează în echipaj de 3, dar de foarte puține ori soluția este deplasarea unui echipaj să rezolve o problemă. De regulă se deplasează 2-3 echipaje cu dotare diferită, cu pregătire diferită, astfel încât să se facă față situațiilor de urgență. Și bineînțeles, nu m-aș opri la nivelul inspectoratului.
Nici pompierii de unii singuri nu pot face față solicitărilor. De cele mai multe ori avem permanent lângă noi colegii de la poliție, colegii de la jandarmi, colegii de la serviciu de ambulanță și, repet, să nu uităm absolut deloc cei care reprezentanții instituțiilor care asigură utilitățile publice. Chiar ați dat exemplu de acum câteva zile când am intervenit pentru degajarea, pentru coborârea persoanei care a decedat urmare electrocutării pe un vagon de cale ferată. Acolo intervenția s-a putut realiza urmarea întreruperii alimentării cu energie electrică de reprezentanții SNCFR. Deci, oriunde, oricând, suntem expuși pericolilor, chiar dacă avem pregătirea și echipamentele necesare protejării în astfel de situații, nici noi nu putem interveni decât dacă este întreruptă alimentarea cu energie electrică, dacă se întrerup gazele. Unele aspecte le putem acționa direct noi, prin personalul propriu, unele, eu știu, instalații nu le putem utiliza noi și atunci trebuie să apară specialistul din cadrul acelei instituții. Este traumatizant pentru oricine să participe la așa ceva, dar, mă rog, asta vă este meseria și trebuie să vă faceți cum trebuie, se pare că așa și este, o faceți cum trebuie. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, la ora actuală, se mai dau examene aici, adică mai aveți posturi disponibile, pentru că sunt mulți oameni interesați, din cât am văzut și eu, care ar vrea să vină să muncească aici. Am înțeles. Vă referiți la cea sursă externă, cum spunem da, noi, da, adică cineva externă, din afara unității. Din afara unității. Și aici aș începe cu a prezenta pe scurt un istoric al personalului și al provenienței personalului din cadrul unității. Ulterior intrării României în cadrul UE, adică începând cu 1 ianuarie 2017, când în trupele de pompieri majoritatea personalului erau militari în termen, nemai fiind stagiu militar obligatoriu, atunci s-a ales varianta încadrării personalului profesionist, adică a unui număr de angajați care să facă fața acestor solicitări. Anii 2006-2007 au reprezentat ani unici în istoria trupelor de pompieri, când un număr important de oameni au intrat în sistem tocmai pentru a-i pregăti și a îndeplini aceste misiuni. Ulterior acestor ani în care s-au făcut angajări din sursă externă, au fost câteva perioade în care s-a mai angajat personal din sursă externă, dar un număr limitat și în mod deosebit de specialiști pe anumite domenii. Acolo unde școlile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau ale Ministerului Afacerilor Interne sau chiar MAPN nu asigură pregătirea ca specialiști. În prezent se mai fac astfel de angajări din sursă externă, dar nu se fac doar la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cunoașteți că există un deficit de cadre la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și urmarea analizării și deciziilor care se iau la nivelul MAI, cu siguranță că și în cadrul ISU vor putea fi angajați la un moment dat un număr limitat de oameni. Însă, trebuie precizat următorul aspect. Personalul din cadrul pompierilor, din cadrul ISU-urilor, provine din cadrul facultății de pompieri, asta care funcționează în cadrul facultate Academiei. De pompieri, da. Vedeți că vreau să vă întreb. Funcționează și asta, în da. Cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, este arma pompieri și de acolo provin ofițerii, iar subofițerii provin din școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, undeva în județul Prahova. Cam câte locuri sunt pe an pentru... Și aici diferă, la facultatea de pompieri media este de 30-40 de locuri, depinzând foarte mult de capacitatea de cazare a școlii, iar la școala de durata studiilor este de 4 ani, la absolvire ofițerul este și inginer în instalații pentru construcții, specializare în viața civilă, iar la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, durata studiilor este de 1 an. Până acum 2 ani, a fost de 2 ani, s-a redus la 1 an și sunt 2 cicluri pe an de intrare în școală, de examene.
În medie, locurile la școala de subofițeri sunt între 200 și 300 pe promoție. Dar există o limită de vârstă a celor care vor să Da, urmeze. condițiile sunt specifice celor din Ministerul Afacerilor Interne. La noi, limita de vârstă este maxim 27 de ani, împliniți în anul în care În se care se susține înscriu. examenul. Da. Și examenul în ce constă? Și aici trebuie diferențiate. La facultatea de, în primul rând, sunt câteva probe eliminatorii și aici vorbim de probe fizice care se dau, anumite performanțe trebuie îndeplinite, vorbim de o fișă medicală tip care se completează și din punct de vedere medical persoana respectivă trebuie să fie corespunzător nivelului la care va fi solicitat urmând meseria de pompier și, bineînțeles, probe scrise. Pe facultatea de pompieri se merge mult pe parte tehnică, discutând de matematică, fizică, având în vedere că specificul facultății este tehnic, de inginer pentru instalații, iar dincolo, la școala de subofițeri, la fel se organizează concurs, este un chestionar tip grilă cu mai multe tipuri de întrebări și din limba română și din parte de istorie și parte de matematică. Dar aceste examene sunt toți de asta, test grilă cu răspuns cu da și cu nu și chestii de astea? La școala, și aici diferă de la an la an, dar ultimele examene la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă, da, sunt teste grilă. La Academia de Poliție e ceva combinat, s-au mai schimbat în funcție de fiecare an și de politica școlii, să spunem, de a-și alege absolvenții. Dar pentru cei care fac această școală de un an, li se cere obligatoriu diplomă de bacalaureat? Da. Condiția este ca candidatul să aibă liceu cu diplomă de bacalaureat, având în vedere că aceste studii sunt considerate postliceale. Post-liceale. Pentru că să știți, foarte mulți vor să vină la... Nu știu ce îi atrage așa de tare, acum eu glumesc, Dragostea pentru dar... meserie și să nu uităm că ne onorează și cu siguranță că nu este prima dată și probabil că nu o să fie, sperăm, nici ultima dată când în încrederea populației pompierii se află pe locul întâi și nu numai în România, în general în lume, este un loc, repet, care ne onorează, ne cere în continuare sacrificii, dar se explică și prin faptul că ori de câte ori este greu cetățeanului, noi suntem acolo și încercăm să rezolvăm cât mai repede problema creată de situații de urgență. Domnule inspector șef, spuneți-mi, vă rog, experiența pe care ați căpătat-o la București, cea de un an de zile, da? Adică ați venit cu gânduri noi aici, de fapt ați revenit cu gânduri noi aici, ați văzut lucruri eu știu, deosebite pe care vreți să le puneți aici în practică și sau e același lucru peste tot? Un an și 9 luni la Un București, an dar și 9 nouă luni a luni. fost perioada de detașare și împuternicire temporară și un an, practic, am fost titular pe funcția de inspector șef, urmarea promovării concursului din decembrie 2016, în noiembrie 2016. Cu siguranță că fiecare zi petrecută, indiferent că e la ISU Vrancea, la ISU Galați sau la ISU București Ilfo, fiecare zi ne oferă prilejul de a ne îmbogăți această experiență profesională, de a cunoaște oameni noi, de a cunoaște provocări noi și de a face față tuturor problemelor. Cu siguranță că ISU București Ilfo pentru mine personal a fost o experiență bogată, având în vedere că Inspectoratul București Ilfo asigură intervenția la circa 30-40% din intervențiile la nivel național. Este o unitate foarte mare, cu foarte multe provocări și fiind și zona de capitală Bucureștiu și în jurul capitalei județul Ilfov, care este un județ atipic, cu siguranță că experiența mi-a dat ocazia ca la întoarcere, împreună cu colegii pe care cei mai mulți i-am lăsat în 2016, la începutul anului, să-i găsesc, repet, pe alte funcții și, cu ghilimele de rigoare, poate cu părul mai alb decât i-am lăsat, încercăm să facem față provocărilor. Eu cred că m-am schimbat în bine profesional, eu cred colegii care au rămas la ISU Vrancea s-au schimbat în bine profesional, nu neapărat urmare a plecării mele sau poate, eu știu, a reîntoarcerii mele, ci practic ca urmare a provocărilor la care am fost expuși în această perioadă
Și provocările, repet, sunt de două tipuri. Provocări ale situațiilor de urgență, pe care am încercat să le gestionăm și niciuna nu seamănă una cu alta, dar și provocarea privind dotarea cu aceste tipuri de utilaje și accesorii de ultimă generație, pot spune, la nivelul pompierilor din lume, și care provocare ne creează și acea satisfacție că avem într-adevăr accesorii bune, performante, dar cu siguranță că ne și solicită la un nivel înalt de pregătire profesională. Domnule inspector șef, din păcate îmi face semn colegul meu că s-a terminat emisiunea, vă mai aștept, vă mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, multă sănătate dumneavoastră și asigur pe telespectatorii dumneavoastră că toți pompierii din cadrul ISU Vrancea vor fi la datorie ori de câte ori ne veți cere și cu siguranță că încercăm ca toată dotarea care o să ne intre în următoarea perioadă în unitate să o folosim la maxim. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! O seară plăcută! La revedere! La revedere!